Pompierii Constanțeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit în Costinești, unde au ars deșeuri de mase plastice. Incendiul s-a manifestat cu flacări în interiorul depozitului cu suprafața de 80 de metri pătrați, cu degajare de fum provenită de la deșeurile de plastic. Trei mașini de stingere alimentate cu apă și spumă au intervenit la fața locului, însă după două ore au fost suplimentate cu alte două echipaje. Nu sunt victime din ce știu pompierii până la această oră, însă în zona au fost degajări mari de fum, astfel că a fost emis și un mesaj Ro alert pentru ca populația să închidă geamurile și astfel să evite inhalarea unor eventuale substanțe periculoase ce se pot degaja în urma arderii